O țară din Europa îi obligă pe influencerii de pe platforma Instagram să anunțe dacă își pun filtre la poze. Decizia a fost luată de către Ministrul Finanțelor și tot acesta a făcut și anunțul pe rețelele sociale în urmă cu puțin timp. Este vorba despre Franța. Această țară din Europa ar putea impune legea ca influencerii să-și eticheteze fotografiile filtrate de pe Instagram. Acest lucru se va face pentru a limita efectele psihologice distructive pe care le au asupra utilizatorilor platformei. Chiar ministrul de finanțe din Franța a precizat că măsura urmărește limitarea efectelor psihologice distructive ale filtrelor asupra utilizatorilor platformei. Mai mult decât atât, această lege ar urma să interzică unui influencer să promoveze chirurgia estetică dacă acest lucru se va face ca partea unui parteneriat plătit. Astfel, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul de finanțe al Franței a explicat că această țară este prima națiune europeană care a creat un cadru amplu pentru reglementarea sectorului privind influencerii. Se pare că propunerea face parte dintr-un proiect de lege, acesta va fi luat în considerare în adunarea națională a Franței. Vom face obligatorie afișarea unui filtru sau retușarea conținutului foto și video în timpul unui parteneriat plătit. Orice promovare privind chirurgia estetică de către un influencer ca parte a unui parteneriat plătit va fi interzisă. Pe parcursul următoarelor săptămâni, guvernul va organiza o echipă de supraveghere în cadrul Direcției Generale pentru Consumatori, Concurență și Prevenirea Fraudei. Această grupare va fi responsabilă cu răspunsul la rapoartele utilizatorilor acestei platforme, cunoscute la nivel internațional, relatează spynews.ro.